Bun găsit, oameni minunați! Suntem împreună în căutarea stării de bine la revista Psihologii. Sunt Simona Nicolaescu și mă bucur să o am alături de noi pe Ramona Andrei, care este psihoterapeut adlerian formator și este supervisor în mai multe programe de formare pentru psihologi. Este autor al cărții Rescrie povestea nașterii și fondator și formator în primul program de formare de facilități de parentalitate adleriană în România. Bine ai venit, Ramona! Tu mi-ai spus mie ceva, și anume că ești părinte și mi-ai spus că ești părinte a doi copii. Sunt mama a doi copii și părinte a patru. Wow! Și eram curioasă ce înseamnă aceasta. În ultimul timp așa mă prezint, pentru că în viața mea au intrat încă doi copii și mă bucur că au intrat după ce eu mi-am clarificat care e diferența între rolurile de mamă, tată și părinte. Și pentru asta îi sunt recunoscătoare fostului meu partener, care m-a învățat că pot să fii părinte și că părinte este acela care își asumă responsabilitatea pentru binele și creșterea unui copil, indiferent dacă există o legătură biologică sau nu. Este o legătură de iubire și de responsabilitate. Și atât. Asta înseamnă că inclusiv profesorul poate să fie părinte sau care? Unde ar fi diferența majoră? Tu locuiești cu toți? Depinde de relație. De fapt, nici copiii mei nu locuiesc tot timpul cu mine. Ok. Suntem o familie foarte atipică și nu pot să spun că e ușor întotdeauna. Pentru că sunt copii diferiți, crescuți în medii diferite, cu mesaje diferite, dar învățăm să fim împreună. Adică unul din copiii mei stă o săptămână la mine, o săptămână la tată, ceilalți copii care au intrat în familia mea stă o săptămână cu noi, o săptămână cu mama și atunci învățăm să gestionăm dinamicile astea și să ne fie bine și să ținem cont de diferențe dintre noi, pentru că sunt. Abia aștept să aflăm mai multe detalii. Cumva am făcut introducerea la tema de astăzi, care se numește efectele divorțului asupra copiilor, și Ramona a fost doritoare să ne împărtășească din experiențele pe care le are ca și psihoterapeut și poate aflăm mai multe detalii și despre ce se întâmplă în viața ei. Și eu de la un an practic trăiesc într-o familie în care părinții sunt divorțați și toată viața cumva am trăit-o în stilul acesta. Știu câte neajunsuri au existat și câte lucruri care mi le-am dorit și care poate nu s-au întâmplat. E un subiect foarte delicat, mai ales în ceea ce îl privește pe copil. Și cred că de multe ori nici nu spune ce îi se întâmplă, nu știe, mai ales dacă este și foarte mic, nici nu știe ce îi se întâmplă și cum să exprime ceea ce trăiește. Și aș vrea să te întreb, așa, să începem de undeva, acest subiect care este foarte, foarte vast. Foarte vast. Dar are rădăcini mai adânci în parentalitate. Da, aș vrea să te întreb, care este principala teamă pe care o are copilul în momentul în care părinții divorțează? Pe care ai întâlnit-o tu și din practica ta ca psihoterapeut în interacțiune cu copiii, cu copiii tăi? Și din experiența mea. Prima teamă, și asta nu mai ține cont de mesajele, de modul în care a fost educat copilul, dacă a fost crescut într-un mod încurajator sau mai protector. Prima teamă este teama de schimbare. Uh-huh. Senzația este că toate lucrurile pe care le știam nu or să mai fie acolo. Și eu mi-aduc aminte când am divorțat, practic când m-am despărțit a doua oară, am avut o discuție cu ambii copii și amândoi erau foarte conectați cu partenerul meu, unul fiind pentru unul dintre ei era tată biologic, pentru celălalt era un părinte foarte important și avea o legătură foarte puternică.
Și culmea a fost că cel care mai trecuse printr-o despărțire a început să plângă și a zis: și acum ce o să se schimbe? Ce o să facem? Cum o să funcționăm noi, frații? Adică Mara o să fie departe de mine, prietenii o să fie aceiași. Și am început să discutăm despre toate schimbările astea, cumva la modul constructiv, ținând cont de sentimentele lui, și s-a liniștit destul de repede. Mara, care e fetiță și care avea atunci 8 ani, și fiind mai introvertă, nu a lăsat să se vadă. A pus câteva întrebări, dar nu a lăsat să se vadă vreo emoție. În schimb, în timp s-a văzut că avea niște temeri și a început să vină să pună întrebări. Ok, cum facem? Dar eu pot oricând să-l văd pe tate. Și am spus: evident, tate este foarte important și, după cum vezi, deși iubește și vrea să fie cu tine, deci nu se pune problema să nu fie cu tine. Și așa, încet, încet, răspunzându-le întrebărilor, s-au liniștit. Mi se pare că ai punctat foarte bine și aș vrea să înțeleagă toată lumea. Când vorbim de un copil care este introvert, practic este copilul care în general nu vorbește despre ceea ce simte, nu pune foarte multe întrebări. E important să înțelegem care e natura fiecărui copil, uh-huh. Pentru că eu, de exemplu, am doi copii foarte diferiți. Luca este un senzorial și un intuitiv și un emoțional și lui pasă foarte mult de relații, de oameni, le înțelege, intuiește oamenii și citește foarte bine, uneori mai bine ca mine. L-am avut ca și asistent și participant în tabere și uneori îmi făcea așa o scanare a copiilor la care rămâneam așa cumva uimită, pentru că nu mă așteptam, unul, să-i citească atât de bine, doi, să poată să verbalizeze atât de bine. Pe de altă parte, s-a vorbit tot timpul cu el și atunci înțeleg de unde capacitatea lui de a sintetiza și de a pune cuvinte, felul în care îi vede pe oameni. Luca nu este însă o persoană abstractă, el nu înțelege așa de ușor lucruri abstracte. Ca să înțeleagă conceptele abstracte din școală, de exemplu, el a avut nevoie de... tot timpul are nevoie de vizual și de multisenzorial. Are nevoie să integreze învățarea tot timpul multisenzorial. Mara însă este un foarte bun observator și ne-am convins de asta foarte devreme, când ne-am dat seama că ea, stând așa și observând și uitându-se în stânga, în dreapta, a prins niște lucruri și în clipa în care a putut să meargă, a început să le facă și noi ne uitam și ne întrebam: de unde știe să facă toate lucrurile astea? Că nu am apucat să îi le explicăm și ne-am dat seama că ea ne-a observat foarte bine. Prinde foarte repede conceptele abstracte, învață matematica, deși între copiii mei biologici e o diferență de 6 ani jumate, la un moment dat puteau să învețe împreună matematica. Și cu toate astea, când e vorba de relații, se simte că încă este greu. E greu să exprime, e greu să-și exprime emoțiile. Și atunci, ce, cred că apropo de ideea divorțului și a oricărei schimbări din viață, schimbări semnificative, poate sunt părinți sau familii care se mută dintr-un oraș sau schimbă stilul de viață radical. Cred că ce e foarte important e să ne uităm, să cumva să nu punem semn egal între copiii, pentru că sunt diferiți. Și cumva să avem receptivitatea asta de a asculta și de a observa pe fiecare în nevoile lui. Nu sunt la fel, cu siguranță nu sunt la fel. Da, uite, de exemplu, cum faci în cazul unor copii care nu împărtășesc ceea ce simt, nu spun ceea ce trăiesc în momentul în care li se întâmplă o astfel de schimbare. E nevoie să-i provocăm, să le punem întrebări sau să așteptăm până la momentul în care ei se simt pregătiți să discute despre practic lucrurile intense pe care le resimt atunci când se produce schimbarea? Depinde foarte mult de vârstă, dacă sunt verbal sau nu. Depinde și de rezistența lor. Unii nu vor nici cum să vorbească despre lucrurile astea. Și atunci ai dat seama. Și atunci ne uităm la comportament. Dacă comportamentul lor se schimbă, dacă devin agresiv, sau apar semne de anxietate, se trezesc noaptea, plâng, sunt agitați, în timpul zilei au descărcări nervoase, izbucnesc în plâns sau în nervi, au fac crize de nervi așa subite, fără aparent un motiv concret. Atunci ne dăm seama că e o încărcătură emoțională mare și atunci vorbim despre asta. Știi, uite, observ că ceva te supără, pare așa un pic încărcat. Asta este primul pas pe care putem să-l facem. Eu, pentru că lucrez cu mijloace expresive, știu că mai există și alte modalități. În formarea de facilitator de parenting lucrăm foarte mult cu toate mijloacele astea expresive, creative, care ajută pe copii să simtă egali în orice grup.
Și se poate lucra prin art-terapie, de exemplu, este un desen și o tehnică care e la îndemâna oricui, se face un desen împreună. Instrucțiunile pe care eu le dau și acasă am făcut lucrul ăsta, sunt foarte simple. Desenăm cum vrem să fie viața noastră împreună, dar fără să ne gândim. Luăm culoare împreună pe aceeași foaie. Și te referi la familie sau cu alți copii? Este un desen pe care l-am aplicat în organizații, deci în mediul organizațional, în zona de business, în tabere pentru omogenizarea grupului, în familie, în orice grup se poate aplica. Este prilejul pentru copiii care fie nu sunt la o vârstă verbală, fie sunt la o vârstă verbală, dar nu reușesc să-și pună în cuvinte emoțiile. Este o modalitate foarte simplă de a se exprima. Eu mi-aduc aminte la primul desen de genul ăsta, cu Mara, care, așa cum am spus, nu își exprima foarte ușor emoțiile, a început să modeleze. Și în clipa aia am înțeles ceva despre ea. A venit lângă, mai întâi l-a modelat pe fratele ei, și tot ce făcea el, făcea și ea pe foaie. Lucru care evident că pe el l-a iritat. Și asta era un comportament deja tipic. Noi știam că Mara face tot ce face Luca, chestii care pe el le enerva foarte tare. Și după ce s-a liniștit, a fost ca și cum la un moment dat a modelat suficient de la el, s-a mutat lângă mine și a început să modeleze de la mine. Luca atunci în desen a adus foarte mult negru. Eu în art-terapie nici nu foloseam negru. Cred că din întâmplare era un negru acolo în cutia de cretă pe care o foloseam. Și m-a surprins inițial, după care am văzut că Mara a adus și ea alb peste negru și mi-am dat seama că este de fapt despre dinamica noastră. Și în felul ăsta, la sfârșit, desenul, care este așa un amestec de culori și de forme, așează foarte bine cumva întregul familiei sau întregul. Ia într-un echilibru acest întreg. Și fiecare se simte auzit, văzut cumva, pentru că acela care reușește să-și transpună viziunea, nevoia emoțională, energia personală în desenul ăsta, se simte auzit, văzut. La sfârșit este acolo. Deci, practic, în cazul divorțului, în cazul unor copii care nu exprimă ceea ce simt vis-a-vis de acest eveniment din viața lor, am putea să-i implicăm într-un joc, într-un desen. Poate să fie un joc, poate să fie o poveste, prin care să spună cum văd ei această schimbare în viața lor. Și să le urmărim comportamentul, pentru că dacă există acolo o presiune, cumva în comportamentul lor se va vedea. Ok. Ai menționat că o săptămână copiii sunt la tine, o săptămână la celălalt părinte. Cum resimte copilul o astfel de schimbare și tot jocul ăsta între un spațiu și celălalt? Eu nu știu dacă mi-ar fi plăcut când eram mică, pentru că știu că mi-ar fi plăcut să știu că aceea este camera mea, acolo este spațiul meu de joacă. Mi-ar fi plăcut acest ritual de zi cu zi. Una este duci și în vizită la tata din când în când, acolo poate nu sunt atâtea reguli cum sunt acasă. Cum resimt? Aici cred că intrăm într-un subiect mult mai delicat care ține de înțelepciunea adulților. Okay. Pentru că atunci când adulții se hotărăsc să se separe, să divorțeze, ar fi bine să știe de ce o fac și să înțeleagă că ei, de fapt, se separă, nu copii. Uh-huh. Și dacă înțeleg să cumva să gestioneze schimbarea asta pentru binele copiilor, vor ști ce decizii și ce mesaje să transmită și ce decizii să ia. Eu mi-aduc aminte cum, pentru că Luca, de exemplu, fiul meu care acum are 16 ani, a fost crescut în ideea de a se focaliza tot timpul pe pozitiv, pe ce avem în clipa asta, pe ce e bine, ce ni se întâmplă. Fiecare schimbare a luat-o exact așa, focalizându-se pe pozitiv, spunând, wow, acum am 6 bunici, de fapt am mai multe mătuși, de fapt stai un pic, câți veream. Și a văzut tot timpul beneficiul, câștigul. Mara, pentru că a resimțit cumva spargerea unității, într-adevăr noi toți eram în jurul ei atunci când ea a apărut și a resimțit spargerea asta și probabil și pentru că avea altă vârstă și nu mai trecuse printr-o schimbare majoră, ea a protestat un pic și protestul ei s-a văzut în faptul că o vreme a preferat să stea cu tatăl mai mult decât cu mine. Și i-ați permis acest lucru atâta timp cât a simțit nevoia? Culmea este că ochii mi-a deschis tot Luca
care, cum spuneam, este de multe ori oglinda mea, în multe feluri este oglinda mea, care la un moment dat mi-a spus, vorbind despre relația lui cu tatălui, pentru că copiii mei au fiecare un alt tată, și când mi-a vorbit despre relația lui cu tatălui, mi-a spus, știi, eu îl caut pe tatăl meu și vreau să stau mai mult cu el. Când eu l-am întrebat, de ce îl cauți mai mult, de ce tot tânjești după el dacă vezi că nu e disponibil? Și el mi-a spus, știi, îl caut pe el pentru că el nu este. Eu știu că tu ești aici tot timpul. Tu ești aici tot timpul lângă mine, nu mi-e teamă că te pierd. Și atunci am înțeles-o pe Mara, când am văzut mișcarea asta și am văzut că este tentată să ducă mai mult către tatăl ei o perioadă. Au fost câteva luni în care voia să stea foarte mult cu el și nu m-am simțit rănită, dar am fost atentă pentru că am vrut să văd ce îmi spune mie comportamentul ăsta al ei, dar nu m-am speriat pentru că mi-am adus aminte mesajul lui Luca și am spus, știi, Mara știe că eu sunt aici, nu o să o abandonez. Și asta am spus de la început, noi o să-ți fim alături și ăsta e un mesaj pe care l-am transmis copilor întotdeauna, că iubesc necondiționat. Au fost momente în care m-au întrebat și dacă te superi și atunci ne iubești și am zis da, și în relațiile cu adulții nu-mi place întotdeauna comportamentul lor, asta nu înseamnă că nu pot să-i iubesc. Am dreptul să spun, știi, nu-mi place lucrul ăsta, dar te iubesc în continuare. Și cumva fiind securizați, mi-am dat seama că se simt liberi să aleagă și în continuare Mara se simte liberă să aleagă și eu mă bucur de lucrul ăsta. Și de asta vorbeam de înțelepciunea adulților, pentru că uneori adulții sunt copii. Lucrez de mai bine de 15 ani cu oameni în diverse situații, în terapie individuală, în terapie de grup, în formare, în supervizare, în tot felul de situații în care am fost chemată și provocată. Și am observat un lucru, că vârsta biologică nu are nicio legătură cu maturizarea. Maturitatea pentru mine înseamnă vârsta aceea la care îți asumi emoțiile, îți asumi alegerile și consecințele. Și atunci nu mai apare regret, nu mai e pe cine să dai vina, ori oamenii intră de multe ori în această alegere a divorțului din ego, din frustrare, cumva imatur pe principiu, ok, am crezut că e bună jucăria, nu mai e, o arunc. Și atunci evident că rămân frustrări și astea vor rezona în copii și în relația copiii. Și atunci copiii devin așa un fel de mijloc de schimb acolo sau un payback și asta nu mai e sănătos. De asta am spus că e important cumva nivelul de maturizare al părinților și ideal înțelepciunea lor. Dacă o au. Ca să concluzionăm vis-a-vis de această schimbare majoră, aceea în care o săptămână locuim la tata, o săptămână locuim la mama, să înțeleg că e foarte important ca părinții să fie echilibrați în toată această poveste. Pe de-o parte și copilul ar trebui să-și dorească, corect? Și copilul trebuie să-și dorească și e important să se audă și să se audă și vocea lui, să se simtă și el ascultat și să simtă pentru un copil, de fapt cred că pentru orice ființă umană e important să simtă că el, ea contează. Scuze-mă, dar de la ce vârstă putem să-i cerem o părere? Sau dacă la 2 ani, 3 ani deja vorbește și spune eu vreau la tata, ce facem? Ca un copil să crească sănătos, are nevoie de două dimensiuni. Libertate și responsabilitate. Asta înseamnă uneori limite. Adică poți să alegi cum organizezi timpul, dar ca părinte ai dreptul să hotărăști că al tău copil are nevoie de ambii părinți. Okay. Și atunci poți să-l întrebi la modul ăsta, dacă este la o vârstă verbală și la care înțelege și poate să vină și este obișnuit. De asta vorbeam de înțelepciunea părinților. Pentru că dacă copilul a fost obișnuit să fie auzit, să fie tratat ca egal, nu în sensul că poate să facă același lucru pe care le poate face un adult, ci că el contează, că vocea lui este auzită, atunci el va ști să-și exprime opinia și în astfel de situații. Și va ști să spună, uite, eu aș vrea o lună și o lună. Sau aș vrea să stau o zi aici și o zi aici. Și putem încerca. Deci încercăm liber să-i lăsăm să-și exprime această libertate. Dar responsabilitatea o învață prin aceste limite. Și limita este, apropo de responsabilitatea mea ca părinte, limita ar trebui să fie legată de faptul că el are nevoie de ambii părinți și fiecare părinte ar trebui să fie responsabil de a proteja cumva relația copilului cu celălalt părinte. Și să se înțeleagă de ce este important. Și atunci, da, noi am încercat, de exemplu, pentru că
atunci când am ales să ne separăm, Mara, de exemplu, era în preajma vacanței și a putut să aleagă unde stă, ea a ales uneori să nu stea nici cu unul, nici cu altul, a ales să stea cu bunicii. Pentru că e bine acolo și că se simte securizată și un loc frumos și era ceea ce și-a dorit și cred că a și ajutat-o să integreze. Și am încercat diverse variante. Am încercat varianta cu asta câteva zile la mine, câteva zile la tata. Am încercat și varianta nestructurată. Adică, ok, stai cât vrei și când nu mai vrei, spui și te muți dincolo. Și ne-am dat seama că nu funcționa. Nu funcționa și pentru noi adulții, dar i-am transmis mesajul ăsta cu respect. Adică n-a fost o impunere, a fost despre, uite, și noi avem nevoie să ne facem un program ca să te putem duce și lua de la școală, de exemplu, ar trebui să ne gestionăm programul în timpul zilei într-un anume fel și e important să știm din timp. Okay. Pentru că eu, de exemplu, trebuie să-mi fac niște programuri și trebuie să știu când las acest timp pentru dus-adus. Și copilul a înțeles și la un moment dat a zis, uite, m-am gândit și ea a venit la noi și ne-a spus, știi, m-am gândit că asta ar fi o variantă bună pentru mine, să stau o săptămână la tine și o săptămână la tati. Și am constatat că merge, că funcționează. Întotdeauna i-am dat posibilitatea să-și spună părerea. Ea având ce vârstă? 8 ani. Okay. Și în continuare face alegeri și în continuare, evident, are și niște limite. Adică întotdeauna i-am explicat, iar limitele n-au fost arbitrare. N-au fost despre așa vreau eu sau pentru că trebuie, ci au fost logice. Adică, nu știu... Cum am spus, avem nevoie să știm când să te luăm, pentru că altfel, știi, dacă niciunul nu știe a cui responsabilitate este astăzi, o să rămâi la școală, că nu știm care ar trebui să vină. Trebuie să comunicăm despre lucrurile astea. Și pentru că întotdeauna am explicat logic și cu respect față de părerea ei, dar ne-am inclus și pe noi, copilul a înțeles ce înseamnă cooperarea și a înțeles că, uite, ca să funcționăm bine ca întreg, trebuie să comunicăm, trebuie să hotărâm cum este bine pentru toți și, evident, putem să încercăm diverse variante. Și pentru noi a funcționat. Și din câte știu și ținând cont și de experiențele oamenilor cu care lucrez, funcționează atitudinea asta democratică. Nu este însă ușor de implementat. Da, asta voiam să spun, că practic aici e cumva o situație ideală în care și copilul este implicat, în care și părinții acceptă, nu intră în niște jocuri ale ego-ului, pentru că de multe ori de fapt întâlnim, eu sunt tatăl, eu sunt mama, eu vreau și eu timpul meu cu copilul meu, trebuie neapărat să împărțim acest timp, ne mai ținând cont poate de dorințele și nevoile copilului. Și ba mai mult încep să apară tot felul de dispute. Și vreau să discutăm un pic despre această luptă între părinții care au divorțat. Cum este de fapt resimțită de către copil, ca să fie așa un fel de wake-up call pentru cei care divorțează? Cel mai simplu și cel mai scurt răspuns pe care pot să ți-l dau este că este foarte confuzant. Și o să spun de ce. Nu pentru că primește mesaje contradictorii sau foarte încărcate emoțional. În primul rând este confuzant pentru că are senzația că este un copil împreună cu alți doi copii. Și că nu are securitatea de a avea doi adulți capabili să se gândească la binele lui. Pentru că da, ca adult pot să am dreptul să fiu supărat pe fostul partener. Am dreptul să mă simt rănit. Am dreptul să îl blamez. Dar lucrurile astea ar trebui să oprească la binele copilului. Asta presupune maturizare. Asta presupune, în primul rând, să fii conștient de emoțiile tale, să fii capabil ca adult să spui, uite, noi doi avem niște lucruri să ne rezolvăm, dar acum trebuie să ne gândim la ce este bine pentru copilul nostru. Și pentru copilul nostru, și asta pot să o spun în toate camerele de aici, pentru copilul nostru este esențial să aibă o relație sănătoasă cu ambii părinți biologici. Și aceia care nu-și cunosc părinții biologici au o reprezentare și e important să înțelegem lucrul ăsta. Părintele biologic nu poate fi înlocuit de niciun alt părinte. Mama și tata sunt niște locuri distincte. Pot exista cu siguranță alți adulți semnificativi, chiar foarte hrănitori, iubitori, securizanți, dar acele două locuri sunt esențiale pentru definirea identității. Că știu, că nu știu cine este, cine a fost, dacă m-a abandonat, de ce m-a abandonat, m-a iubit, n-a știut, a știut. Se creează o imagine și în funcție de acea imagine pe care o pun acolo în rolul mamei și al tatălui, se creează imaginea despre mine și până în 7 ani suntem egocentrici. Și toate concluziile sunt despre noi.
dacă eu cred că m-a abandonat, eu nu am meritat să fiu iubit. Dacă nu s-a gândit la mine sau dacă nici nu s-a interesat de viața mea, înseamnă că eu nu merit. De asta spun că rolurile astea sunt foarte importante. Dacă înțelegem lucrul ăsta ca părinți, o să înțelegem că orice tensiune există, orice frustrare, orice furie, va trebui să se desfășoare pe un alt teren, dar nu neapărat nu în fața copilului, adică nu în sensul de a ascunde, dar în sensul de a lua decizii strict legate de copil pentru binele copilului. Nu din dorința de a-i plăti o poliță celuilalt. Pentru că s-ar putea poliție să ne plătim toată viața ca adulți. Dar asta nu ar trebui să-l afecteze pe copil. Dar ce facem, pentru că am menționat foarte bine, ce facem în condițiile în care unul dintre practic tată sau mama biologică renunță la a-și mai vedea copilul, practic îl abandonează. Ce facem noi cu acest copil, noi celălalt părinte care am rămas alături de el, astfel încât să nu aibă sentimentul ăsta, să nu trăiască cu acest sentiment toată viața sau va trăi cu el că eu nu merit iubirea, eu nu merit sau ce stabilește el ca și... Mă gândeam acum că atunci când ai venit cu subiectul ăsta către mine, mă gândeam, Doamne, câtă experiență am și cât de generoasă a fost viața cu mine. Pentru că am trecut și prin experiența asta. Tu ca și copil? Sau? Eu ca și părinte care a trebuit să-mi sprijin copilul, pentru că Luca, într-o anumită perioadă din viața lui, a avut o relație foarte sincopatică așa, cu tatălui biologic, care probabil, pentru că nu a depășit despărțirea noastră, s-a afundat așa în foarte multă tristețe și asta s-a reflectat în relația lor. Și în clipa în care în viața mea a apărut un partener de încredere, de încredere și pentru mine și pentru copil, celălalt părintele biologic s-a simțit exclus, s-a simțit în pericol și modul în care el a ales să reacționeze a fost să distanțeze de copil. Și asta a dus la niște scene foarte dureroase pentru mine ca mamă, recunosc. Adică au fost momente în care copilul meu plângea și spunea, dar nu înțeleg de ce nu răspunde la telefon, pentru că tatăl îi spunea, vin la tine și ne vedem în 2 ore, iar peste 2 ore nu mai răspunde la telefon, 2 săptămâni. Și eu nu știam ce să fac și încercam să comunic, nu exista deschidere și atunci am zis ok. Pentru că ăsta este modul în care și eu personal m-am crescut pe mine și modul în care am înțeles ca terapeut că pot să lucrez cu adulții cu care lucrez, cu oamenii cu care lucrez, am spus ok, câteodată viața nu e așa cum vrei. Ce faci în situațiile astea? Și am lucrat cu el și am vorbit cu copilul despre a se uita la care sunt adulții semnificativi, care e masculinul semnificativ. Și a început copilul, deși avea, cred că, 7 ani jumate, a început să-mi spună, știi, uite, de la bunicul Nicu, care e tatăl meu, învăț că pot întotdeauna să mă bazez pe masculin și este acolo să mă asculte și mă respectă și niciodată nu încearcă să-mi schimbe părerea. De la bunicul George învăț că este tot timpul acolo și de câte ori avem nevoie, lasă orice și vine aici. Și există bunicul George, fiind un bunic tot așa prin alianță, este soțul mamei mele, care într-adevăr se simte și se comportă ca un bunic, deși nu-l obligă biologic, o linie, biologic nu-l obligă nimic. Și a spus, uite, eu am înțeles așa, că iubirea nu ține cont de sânge și de relațiile astea biologice și că există bărbați în viața mea, plus tatăl mare, care a fost într-adevăr alături în foarte multe feluri și l-a sprijinit și l-a încurajat de la a merge cu el la școală, a merge cu el la atletism și a fost tot timpul alături. Dar în același timp l-am sprijinit și în a-și găsi calea de a comunica cu tatălui și a fost foarte frică. Și am înțeles, asta o spun pentru că și mă folosesc de exemplu ăsta personal ca să înțelegem cum gândesc copiii de fapt. La un moment dat l-am întrebat, știi, dar dacă te sâcăi atât de tare, faptul că e inconsecvent, faptul că niciodată nu e acolo când ai nevoie, faptul că îți spune că mergeți în vacanță și uită pentru o lună de zile de acea vacanță sau că îți spune că mergem în vacanță și după aia dispare iarăși cu săptămânile, de ce nu-i spui? Știind că el știe să verbalizeze și poate. Și mi-a zis, uite, eu mă pregătesc câteodată să-i spun, dar după aia este atât de puțin timp pe care îl petrecem și am senzația că nu vreau să stric momentul ăsta, încât nu pot să-i spun lucrurile astea, n-aș vrea să stric momentele astea și știu că ar trebui să-i le spun, că poate s-ar schimba ceva, dar am senzația că petrecem atât de puțin timp împreună, că nu vreau să stric momentele astea. Și până la urmă a găsit momentul acela, au trebuit magic să treacă niște ani, da? Și undeva destul de curând, acum un an jumate, și-a găsit puterea să-i spună, știi, uite, pentru mine nu este ok să-mi spui că vii și să nu mai vii, pentru mine nu este ok să-mi spui că
ai puțină treabă și să dispar 3 zile. Pentru mine nu este ok să nu-mi răspunzi la telefon cu zilele sau cu săptămânile. Am nevoie de tine. Și într-o zi a venit copilul la mine și mi-a spus, știi ce, mi-am dat seama că n-are rost să mai aștept. Dacă vrea să mă vadă, dacă vrea să mă audă, va trebui să mă caute. O să fiu aici, o să-i răspund. Dar nu pot să rămân așa agățat pentru totdeauna. Și a început să-și caute alt masculin semnificativ în jur, de la prietenii, alți adulți care erau alături și a dat seama că are un masculin semnificativ și că este împuternicit și că este văzut de bărbații din jur, din familie. Și dintr-o dată s-a liniștit copilul și e interesant că după aia și tatăl a început să devină mai interesat și să vină către el. Este una din situațiile în care copilul a fost mai matur decât adultul și au învățat împreună și chiar cred că avem foarte multe lucruri de învățat de la el. Deci da, am trecut prin situația asta și a fost dureroasă. Eu cred că ține foarte mult de atitudinea adulților din jur. Dacă noi dramatizăm, dacă aruncăm, recunosc și eu am fost furioasă. Da, poți să intri foarte ușor. Da, și eu am fost furioasă și eu mă întrebam, dar cum poate să nu se gândească, să nu realizeze? Și la un moment dat am spus, stai un pic, da, astea sunt faptele. Nu mai contează cum și de ce, poate doar atât, poate e temporar, poate... Și a început Luca la un moment dat, fiind obișnuit să gândească în termen de ce am de învățat din experiența asta, a început el să-mi spună. Știi, mi-am dat seama că eu am învățat foarte multe de la tata, așa, din absență. Am învățat că pot să mă descurc, am învățat că pot să găsesc iubirea în altă parte, am învățat că nu am neapărat nevoie și am învățat să nu renunț. Și adevărul este că eu de la Luca am învățat iertare. Luca este un copil care iartă foarte ușor și imediat se reconectează cu persoana și trece și acceptă slăbiciunile, momentele de fugă, poate să le accepte. Și în condiții în care mie nu mi-era așa de ușor. Așa că cred că e vorba de receptivitate și, cum spuneam, de a pune binele copilului mai presus de orgoliu nostru. Nu e ușor. Știu că nu e ușor. Pentru că noi probabil nu ne-am rezolvat rănile și fiecare adult rănit este de fapt un copil. Deci, practic, atunci când dispare sau este inconsecvent unul dintre părinți, celălalt îl poate ajuta pe copil prin a-i spune da, uneori viața nu este fix așa cum... Da. Ne propunem și învață de aici, vezi și ce lecții ai de învățat din acest context și pe de altă parte este nevoie să îl încurajăm pe copil să vadă modelul, fie că este feminin dacă, să zicem, mama a dispărut sau modelul masculin dacă tatăl dispare din peisaj, pentru că până la urmă există această dualitate în fiecare dintre noi și noi avem nevoie să o echilibrăm găsindu-ne în exteriorul nostru aceste modele, dacă am înțeles corect. Da, și mai este ceva. Al treilea lucru pe care îl putem face este să-i încurajăm să exprime. Da. E foarte important să poată să exprime. Pe la ce vârstă? Pe la ce vârstă a început el să exprime? Să-i spună tatălui, să aibă acel curaj, să-i spună, uite, eu mă aștept... Destul de târziu, adică undeva pe la 13 a reușit să-și găsească forța să-i spună, uite... Mi-aduc aminte că prima dată s-a hotărât când tot așa l-aștepta de multe ore și se săturase și când tatăl a sunat i-a spus, uite, eu acum nu mai sunt în starea de a ne vedea. I-a spus atât de frumos și atât de politicos încât recunosc că eu am rămas așa uimită și am zis, wow, copilul meu a crescut. În sfârșit a putut să pună o limită. Și a doua zi l-a sunat și a zis, uite, eu dacă vrei să ne vedem, eu sunt disponibil mâine, poi mâine, între orele astea. Și am zis, wow, da, așa este. Adică nu a închis poarta. Tocmai pentru că nici eu nu l-am încurajat să blameze sau să se răzbune, dar a pus o limită, a fost asertiv și cred că e important să se întâmple lucrul ăsta pentru că adevărul este că există adulți abuzivi și ar trebui să un copil să poată să pună o limită. Pe de altă parte, cred că e important să le dăm timp, adică nici eu nu l-am forțat, dar au fost momente în care venea așa în locul lui să spun, să strig, hei, știi, de ce nu mă vezi, de ce nu mă auzi? Și cu toate astea am zis, nu, el va trebui să-și găsească, adică n-am suplinit eu rolul lui. Aș fi putut să pun mâna pe telefon și să-l urechez pe celălalt și să spun, hei, ce faci? Și au fost momente în care am transmis un mesaj, dar dacă am văzut că nu se întâmplă nimic, n-am insistat. Pentru că am înțeles că e experiența copilului meu și că el trebuie să treacă prin asta așa. Sprijinit, ascultat, împuternicit, dar el va trebui să-și găsească vocea și la un moment dat să spună. Așa nu e ok pentru mine. Practic să-și optimizeze și să-și regleze relația. Și a reușit. Și trebuie să le acordăm și foarte multă încredere și iubire copiilor în acest context. Că încrederea că ei pot să reușească, că altfel avem noi tendința să facem lucrurile pentru ei. Știi când avem tendința să facem lucrurile pentru ei? Există două situații. Când noi am fost tot așa supraprotejați și asistați,
sau atunci când am trăit exact opusul. Știi, am fost abandonați. Și avem tendința să spunem, eu nu o să-mi las copilul să treacă prin asta. De asta spun că e foarte important ca adult să devenim conștienți de rănile noastre, să lucrăm cu ele ca să nu le aducem în relația copilului. Pentru că nu pot să nu observ câți părinți își dezîmputernice și își descurajează copiii și atunci când ei vor trece prin schimbări, sunt inerente vieții, vor trece prin schimbări, nu vor fi pregătiți. Exact. Pentru că nu s-au antrenat. Noi ne așteptăm, lucrez cu părinții și văd această perspectivă cum că un copil ar trebui să crească, să ajungă undeva la, nu știu, 18, 19, 20 de ani, să fie responsabil, asumat, autonom, curajos, dar până atunci să fie obedient, să fie ascultător, să fie supus. Când s-a antrenat pentru libertate? Când s-a antrenat pentru responsabilitate? Da, mi-aduc aminte, apropo de relații, că în relația cu Luca, de exemplu, antrenamentul a fost, așa cum spui, cu răbdare și în timp. Adică a făcut greșeli în relațiile lui de prietenie, a venit, am vorbit despre ele și a învățat pas cu pas cum altfel să-și gestioneze relațiile de prietenie, dar în același timp a învățat că există și greșeli cu efecte pe termen lung într-o relație. În clasa 7-a s-a îndrăgostit de o fetiță. Și a venit și mi-a spus că este îndrăgostit. Și după câteva luni l-am văzut că era foarte supărat. A venit vreo 2-3 zile acasă, foarte supărat. Și de câte ori mă duceam să-l întreb, ce se întâmplă cu tine? Pare așa un pic supărat, nervos. Pleca de lângă mine și îmi spunea, lasă-mă în pace, nu s-a întâmplat nimic. Și l-am lăsat așa vreo 3 zile și în a patra a venit el la mine. Și mi-a spus, cred că am făcut o prostie. Și îmi spunem ce s-a întâmplat. Și mi-a zis, știi, i-am spus fetiței, i-am spus trădătoare. Și zic, da, tu știi ce înseamnă trădătoare? Nu. Păi zic, uite, este o persoană în care tu ai avut încredere și care se comporta altfel decât cum ai crezut și care încearcă să te rănească cumva. A făcut ea lucrul ăsta? Nu. Și de ce ai spus trădătoare? Pentru că așa mi-a spus Mihai. Well, și am zis, ok, și acum ce poți face? Și s-a stat, el s-a gândit și a zis, pot să mă duc să-mi cer scuze? Și am zis, hai să încercăm. Și s-a dus. Și după câteva zile mi-a zis, și-a făcut curaj în câteva zile și i-a spus și i-a zis, m-am dus și i-am spus, mi-am cerut scuze și mi-a zis că nu mi-acceptă scuzele. Și a durat aproape un an până când au redevenit prieteni. Și a fost nevoie de răbdare, dar mi-am dat seama că e mai bine să învețe lucrul ăsta la 7 ani, să fie atent la cuvintele pe care le folosește, pentru că după aia am discutat despre ce înseamnă să folosești cuvinte care nu știi ce înseamnă. I-am zis, știi, poate ea știa ce înseamnă, că pare să cădea să supărat. Și apropo de empatie, am vorbit și despre asta. Știi cum ar fi pentru tine? Ca o persoană dragă să spună un lucru care știi că nu este adevărat și să-ți dea senzația că nu te cunoaște, știi, ba din potrivă, care o imagine proastă despre tine. Și am înțeles și am zis, da, cred că e mai bine ca fiul meu, viitor bărbat, să învețe la 7 ani, să fie atent cu cuvintele lui, să fie atent la relații și să știe că există consecințe de încredere care pot afecta încrederea într-o relație, să învețe acum și nu la 20 sau la 30 sau la 40, când ar putea să fie mai zguduitor sau pierderea mai mare. Și da, a fost nevoie de timp și în timp am învățat multe despre relații, așa, uneori gafând, uneori stricând prietenii. Și cred că e bine că s-a întâmplat fără așa. Fără să stăm noi toată ziua să le ghidăm și să le spunem, ai grijă ce vorbești, no, vezi cum reacționezi. Tot ce am făcut a fost să fiu acolo să pun întrebări, știi, ce ai putea să faci și validându-i soluția cu care el a venit și lăsându-l să o testeze. Nu i-am venit să-i spun, știi, nu este bună sau nu este cea mai bună. Hai să încercăm, hai să vedem dacă funcționează, poate funcționează, cine știe, poate eu presupun că n-ar funcționa și pentru tine funcționează. Și același lucru, practic, putem să-l facem și în relația copilului cu părintele care, practic, nu este lângă el, să-l încurajăm să experimenteze și să vadă ce se întâmplă acolo. Comunicarea, relaționarea, cum transmite mesajul, sunt copii care sunt, dacă ne uităm bine, sunt copii care sunt atât de creativi încât își provoacă, găsesc limbajul adultului. Și fie îi provoacă la joc, fie unii dintre ei, dacă se prind că adulții sunt, nu știu, că adultului, de exemplu, îi plac glumele, învață bancuri ca să găsească limbajul comun, sunt extrem de creativi dacă îi încurajăm și dacă observăm. Dar pentru asta un copil trebuie să aibă deja un antrenament în a se exprima, să știe că există cel puțin un spațiu cu cel puțin un adult în care poate să fie el și să spună tot ce îi trece prin minte.
Unii, repet, unii vor spune puțin sau greu sau încet, dar atunci vor manifesta cumva în comportament. De obicei în comportamentul ăsta cumva inconștient. În timpul nopții se vor trezi sau nu știu, se vor speria sau vor avea diverse tulburări de comportament temporare care semnalează o tensiune foarte mare în sistem. Și atunci putem să-i ajutăm în felul ăsta, cumva oglindindu-le că există o tensiune, lucrând cu ei, cu mijloacele astea creative, inclusiv povești. Mi-aduc aminte că pentru a depăși anumite obstacole am transpus totul în povești pentru copii. Aș vrea să te întreb acum spre final, chiar dacă este finalul, totuși o să mai abordăm un subiect delicat, acela în care aș vrea să definim ce înseamnă alienarea parentală și ce efecte are asupra copilului și practic ce putem să facem ca să prevenim sau măcar să mai stingem din focul care există acolo. Deci ce este alienarea parentală? E un subiect delicat, pentru că alienarea parentală înseamnă că unul din părinți încearcă în mod conștient și voluntar să îndepărteze celălalt părinte de copil. Trebuie să o facă conștient, o face conștient sau poate să fie și inconștient? O face voluntar, știe că strică, da, știe că le afectează relația și de cele mai multe ori o face conștient. Există situații, într-adevăr, în care, cum spuneam, cumva resentimentele transpar, dar aceea nu e alienare. Oarecare tensiune probabil că o vreme va răzbate în relația dintre cei doi părinți până când fiecare își găsește liniștea și pacea și se regăsește într-un alt loc și integrează separarea. Dar asta nu duce neapărat la alienare. Alienare e atunci când unul din părinți își propune să rupă relația dintre copil și celălalt părinte ca să-l pedepsească pe celălalt părinte de cele mai multe ori. Adică scopul nu este să rănească copilul, doar că ăsta este efectul. Dar putem să dăm exemple de ce anume face părintele respectiv? Adică, nu știu, de exemplu, mama ta nu are grijă de tine, nu ești sănătos pentru că nu te alimentează cum trebuie. Ce o să dau exact? Un exemplu din cazuistică și un alt exemplu cumva din viața așa, din raza personală. Un exemplu din cazuistică este despre mame care ne reușim să integreze și să accepte separarea. Îi transmit permanent copilului mesajul: tai că tu a plecat și ne-a abandonat. Divorțul nu este între adulți, nu este între adult și copil. Uh-huh. Și se transmite în mod repetat acest mesaj: ne-a abandonat, ceea ce pe copil în primul rând îl introduce în conflictul ăsta și el nu are ce să caute acolo. El devine părtaș și evident devine și părtinitor, adică el e de partea mamei eventual pentru că cineva ne-a abandonat și asta duce la o ruptură pentru că afectează încrederea în celălalt părinte. Și apoi sunt tot felul de mesaje manipulative de genul: el acum cheltuie banii cu altcineva, el acum, nu știu, trăiește cu altcineva, își caută fericirea. Știu cazuri în care mesajul ăsta a venit după 3-4 ani de la divorț, adică nu la o săptămână, două. Da, și deci asta ar putea să apară imediat. Orice mesaj manipulativ care vulnerabilizează și afectează relația de încredere între copil și părinte este... cumva este un mesaj care poate să ducă la alienare parentală. Sunt mesaje care chiar induc ideea de pericol. Ar vrea să te fure, să te ia de lângă mine. Asta este un mesaj manipulator foarte grav. Pentru că, practic, cum spuneam, copilul își dorește relația bună cu ambii părinți. Indiferent ce cred părinții unul despre altul. El îi vrea pe amândoi. Buni, răi, așa cum sunt, îi vrea în viața lui. Și mesajul celălalt ar putea să te ia de lângă mine, îl insecurizează și posibil să nu fie adevărat. Am spus că e un subiect delicat pentru că în unele cazuri e adevărat. Deci nu putem să generalizăm. Sunt situații particulare în care unul din părinți chiar știi, încearcă să fizic să îndepărteze copilul sau tot așa, cumva uneori lupta este de ambele părți și e foarte greu de distins. Important este să vadă cumva ce intenție are fiecare și dacă unul din părinți încearcă să manipuleze copilul și să-l îndepărteze de celălalt părinte, iar celălalt încearcă să mențină o relație echitabilă și sănătoasă, acela e un caz de alienare. Dacă amândoi se luptă, au nevoie amândoi de sprijin, au nevoie de consilieri adulți. Ce ar trebui să știe părintele care face acest lucru? Adică ce efecte va avea asupra copiii?
asupra copiilor, asupra copilului, dacă tu în permanență transmiți mesaje foarte negative despre celălalt părinte. Nu știu, că o să aibă el la rândul lui relații defectuoase când o să fie adult. Ce, de fapt, ce îi facem copilului în acest context? Dincolo de faptul că, da, într-adevăr, o să, poate că o să și reușim să-l îndepărtăm de celălalt părinte, dar, de fapt, ce îi facem? În prima fază îi generăm foarte multă anxietate, foarte multă tensiune nervoasă, ceea ce probabil o să ducă la afectarea rezultatelor școlare, de exemplu, pentru că nu se mai poate concentra, trăiește într-o permanentă stare de anxietate și nu se mai poate concentra. Al doilea lucru care se poate întâmpla este cumva, într-adevăr, să afecteze relația directă cu celălalt părinte, să se rupă și să se încarce foarte mult negativ, pentru că va începe să-l blameze, să-l judece ca un adult. Și practic se distorsionează relația, nu mai este o relație între un copil și un părinte, este o relație între doi adulți care se judecă unul pe altul. Dar efectul la care nu se gândesc acești părinți și l-am văzut în practică și în, cumva tot așa și în viața personală de foarte multe ori, este efectul de elastic. Adică acela care l-a îndepărtat pe copil de celălalt părinte va fi la un moment dat judecat după ce copilul trece de perioada adolescenței, când se simte liber să aleagă, când se simte liber să judece situația. Din clipa în care copilul trece de vârsta adolescenței și începe să înțeleagă conceptul de relații, pentru că la 6 ani, la 5 ani, relația de cuplu e abstractă. Copilul nu are acest drive, această dorință, nu și-o dorește neapărat, prieteniile sunt pur pentru joacă și nu realizează ce înseamnă. Dar atunci când apare dorința de a avea o relație de cuplu, încep să înțeleagă și semnificațiile, atașamentele, importanța, nevoia de conectare. Și atunci va începe să discearnă. Ce ai făcut de fapt? De cine m-ai îndepărtat? Nu e perfect. E vorba de, gândește-te că sunt situații în care părintele care a fost îndepărtat poate este alcoolic, poate a fost agresiv, dar nu cu copilul. Și dintr-o dată copilul se întreabă și descoperă cine este celălalt părinte? Poate de fapt e foarte sensibil, poate cu mine a fost tot timpul grijuliu, poate a fost chiar iubitor, poate ca adult n-a știut să-și asume anumite responsabilități, dar cu mine a fost părinte, mi-a oferit ce am avut nevoie. Și de cele mai multe ori efectul pe care acești părinți alienatori nu îl anticipează este acest efect de elastic, că li se va întoarce acest reproș mai rupt de cealaltă parte din mine care e importantă și care are niște beneficii, care mi-ar fi adus ceva. Poate nu tot ce înseamnă masculinul sau femininul sau aspectul matern sau patern, dar mi-ar fi adus ceva, mi-ar fi adus poate căldură, poate conectare, poate apartenență și aveam nevoie de asta. Și ăsta este efectul de cumva de respingere în care intră copilul și spune stai un pic, eu am crezut că tu ești acela bun și celălalt este cel rău și îmi dau seama acum că lucrurile nu sunt chiar așa. Ce ar trebui să facă celălalt părinte care nu transmite mesaje negative astfel încât, nu știu, să se apere sau, nu e în ideea de a se apăra, dar pentru a proteja copilul? Deci eu sunt părintele care în general sunt criticat. Ce fac în relația cu copilul? Știu deja, am aflat deja că celălalt părinte vorbește tot timpul de rău despre mine. Ce fac? Ce putem face este să stimulăm discernământul copilului. Asta înseamnă să îi punem întrebări care să-l conecteze cu realitatea. Și o să-ți dau un exemplu pe care chiar am lucrat recent. În cazul unui tată care era în situația asta de a fi cel blamat, cel despre care se transmiteau tot felul de mesaje. Și am discutat despre care sunt întrebările pe care le poate copilul. Atunci când mama spune, te-a abandonat, nu-i pasă de tine. Tatăl a început să-i pună întrebări de genul, stai un pic, dar ce înseamnă că te-am abandonat? Eu sunt acela care te sun în fiecare zi, eu sunt acela care îți propune toate vacanțele, asta înseamnă că te-am abandonat? Și copilul a început să facă conectarea cu realitatea, adică iese din fantezia aceea pe care o creează părintele alienator și începe să facă raportarea la realitate. Asta e un pic, că de fapt mă simt în siguranță cu tata, asta e un pic, de fapt noi petrecem timp, stai un pic, dar e de fapt chiar relaxant. Dar prin întrebări, în niciun caz prin contradicție. Unii încearcă prin contradicție, pe principiu mama ta sau tatăl tău n-are dreptate, habar n-au, stai că-ți spun eu. Și asta aduce o tensiune. Ce e foarte important este să avem în vedere focusul pe relație, adică nu pe noi trebuie să ne protejăm ca adulți, ci relația cu copilul. Și întrebările și acțiunile noastre să fie în sprijinul protejării relației cu copilul.
Și relație, a sprijini relația înseamnă a sprijini încrederea în felul ăsta. Nu-ți spun ce e bine și ce e rău, dar te învăț să spui întrebări și să vezi, hei, sunt eu absent din viața ta, adică sunt eu acela care fuge de tine, pentru că în cazul ăsta chiar își dorea foarte mult prezența copilului, chiar își dorea să fie implicat și era tot timpul ținut la distanță, inclusiv de copil, asta după ani de zile de mesaje de genul ăsta, știi? Dacă nu se întoarce tatăl tău acasă, nu-l mai primim, îl respingem, nu vrem să știm de el. Știi? Și asta este ceva ce putem să facem, să-i încurajăm să discearnă. Nu să-i învățăm să fie părtinitor, ci să discearnă. Să accepte că există păreri diferite, puncte de vedere diferite, dar că relația ar trebui să fie importantă în continuare cu ambii părinți. Cum spuneam mai devreme, amândouă, de fapt, este un subiect foarte, foarte vast și aș vrea în final să ne recomanzi o carte care ne-ar putea duce la următorul pas să explorăm mai mult ce am putea să facem în cazul în care divorțăm, astfel încât să-i ajutăm pe copiii noștri. Știi, m-am gândit la întrebarea asta ta pentru că mi-ai spus despre carte și nu știu dacă există o carte. Eu nu am găsit o carte anume cu care să rezonez pe subiectul ăsta al divorțului, dar cred că dacă părinții înțeleg cum să gestioneze relația și cum să construiască relația cu un copil, vor ști cum să-l pregătească pentru orice schimbare majoră din viață. Și v-aș recomanda o carte care e destul de accesibilă și este scrisă într-un limbaj așa foarte fain și cu multe exemple, a lui Augusto Curi, Părinți străluciți, cred că se numește, profesor extraordinar, ceva de genul ăsta. Și o carte a lui Rudolf Dreikurs, care se numește Children the Challenge. Nu știu dacă a fost tradusă în română, dar sunt două cărți. Cartea lui Dreikurs este o carte despre cum să te uiți la copil și cum să-l crești astfel încât el să devină cu adevărat, la vârsta matură, responsabil, autonom, curajos, să fie capabil să iubească și să ofere și să contribuie. Mulțumesc tare, tare mult, Ramona! Ne-ai dat atât de multe exemple faine și cu siguranță am plecat cu câteva idei foarte bune de aici. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și să ne revedem curând!